Dacă ați studiat procesul de la ședința anterioară, dacă sunt discuții referitor la utilitatea ordinii de zi, dacă nu sunt, punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Dăm citire proiectelor de pe ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a investiției, modernizare, renovare și dotare căminului cultural din satul Boteș, comuna Ungureș, județ Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de încheiere încheiat între OAT, comuna Ungureș și CMI, Dr. Cabinet Medical Individual Dr. Taban Ionis Rodica. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României. Pentru perioada 2021-2023. Dacă sunteți de acord cu proiectul de pe ordinea de zi, cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu. Și dau citire la 3 puncte de pe suplimentate. Cu 3 puncte. Proiect de hotărâre privind participarea la programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de învățământ. Da. Punctul 2 la suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului. Așa, înființarea sistem de iluminat cu panouri solare fotovoltaice cu consum redus de energie în localitatea Bibireș Nord, Bibireș Sud, Gârlaane și Boteș, comuna Ungureș, județul Bacău. Așa, și punctul 3 de suplimentar. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu de în incinta școlii generale Gârlaane în vederea amplasării unui echipament telecom. Dacă sunteți de acord cu aceste 3 puncte suplimentare de pe ordinea de zi, cine este pentru? Împotriva, abținere, nu. Dăm citire la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a investiției, modernizare, renovare și dotare căminului cultural din satul Boteș, comuna Ungureni, județ Bacău. Doamna Alina. Primarul Comunei Ungureni, având în vedere articolul 120 aliniatul 1 și articolul 121 aliniatul 1 și 2 din Constituția României, articolul 3, 4, 9, punctul 1 și articolul 13 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasburg în octombrie 1985, articolul 129 aliniatul 4, litera D din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, luând act de referatul de aprobare al primarului, precum și de raportul compartimentului de specialitate, văzând devizul general actualizat pentru cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile privind investiția, modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din satul Boteș, comuna Ungureni, județul Bacău, propune aprobarea valorii totale actualizate a investiției, modernizare, renovare și dotare căminului cultural din satul Boteș, comuna Ungureni, județul Bacău, după cum urmează. Valoarea totală a investiției, 701.442,13 lei, conform devizului general, eligibil plus neeligibil. Valoare eligibilă, 492.533,96 de lei, conform devizului general, cheltuieli eligibile. Valoare neeligibilă, 208.308,18 lei, conform devizului general, cheltuieli neeligibile. Vă mulțumesc! Discuții referitor la acest punct. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținem.
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere încheiat între OAT Comuna Ungureni și Cabinetul Medical Individual Dr. Taban Ionuț Rodica, dumneavoastră. Având în vedere contractul de închiriere numărul 1041 din 1.3.2019, încheiat între OAT Comuna Ungureni și Cabinet Medical Individual Dr. Taban Ionuț Rodica, conform prevederilor articolului 108, articolul 287 litera B și articolul 297 din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, cererea numărul 2626 din 24.05.2021, prin care doamna dr. Taban Ionuț Rodica solicită prelungirea contractului de închiriere, faptul că spațiul în care și-a desfășurat activitatea CMI Taban Ionuț Rodica a fost predat în vederea realizării investiției modernizare dispensar uman, satul Ungureni, Comuna Ungureni, județul Bacău, și lucrările la obiectivul de investiție mai suspensionat nu s-au finalizat, primarul Comunei Ungureni, județul Bacău, propune. Articolul 1. Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 6 luni prin act adițional a contractului de închiriere numărul 1041 din 1 martie 2019, încheiat între UAT Comuna Ungureni și Cabinet Medical Individual Dr. Taban Ionuț Rodica. Articolul 2. Se împuternicește primarul Comunei Ungureni, domnul Bibire Vasile, să semneze actul adițional numărul 3 de modificare a contractului de închiriere. Mulțumesc. Discuții referitor la acest punct. Spunem la vot. Cine este pentru? La valoare nu se discută nimic. Privire la valoarea contractului a fost stabilită în anul 2019 și votat prin Consiliul Local. Acum se stabilește. Da. Noi acum putem interveni. Putem interveni asupra unui contract, doar nu putem interveni în act adițional. Care are și o anexă privind valoare. Da, nu este anexă. Noi putem impozite diferite de la un an la altul, majorate de la un an la altul, dar din nou, din 2019 în 2021, acolo nu vorbim deloc de prețuri. La care doctor ești? Păi ce nu știu, eu n-am găsit să văd după rețete. Gratuite. Deci, dacă poți să spun, deci contractul a fost din 2019 pe perioada de N ani. Acum, având în vedere că noi nu facem un act adițional până la sfârșitul anului, pentru că dispensarul se va finaliza pe parcursul anului, deci mai este doar pe o perioadă de luni. Un alt contract se face când cuprinde un an calendaristic 2, 3, 5. Da? Și este prelungit. Când va reveni când la... Când se prelungește și stabilește și prețul. Nu, prin nu putem să. Sau măcar să aveți curajul, rămâne același preț. Dar da, vorbiți de el, nu mai băgați pe sfârșit. Ok. Vorbiți de prețul. Aici spune toate celelalte prevederi contractuale, rămân nemodificate. Da? Vă rog să menționați. Domnul Bansaj. Cine este pentru? Împotrivă, domnul Viveri. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acorduri cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2021-2023. Prin adresa 11037 din 17.06.2021, Consiliul Județean Bacău a solicitat comunicarea până la data de 30.06.2021 a hotărârii adoptate de Consiliul Local Ungureni privind aprobarea asumării sau neasumării responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2021-2023. Având în vedere situația logistică și implicațiile financiare
care nu permit asumarea acestei proceduri la nivel local, raportat la dispozițiile legale, primarul Comunei Ungureni propune. Articolul 1. Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2021-2023. Menționăm că de la începutul programului s-a ocupat Consiliul Județean de aceste achiziții. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Potriva, abținere. Dăm citire la suplimentate, nu? Proiect de hotărâre privind participarea la programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ. Doamna contabilă Alina. Da. Având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunei Ungureni, precum și raportul compartimentului financiar contabil, proiectul în faza DALI pentru realizarea investiției de asigurare termică și modernizare școală gimnazială Pavel Savin, întocmit de 10 arhiproiect SRL Bacău. Devizul general pentru proiectul reabilitare termică și modernizare școală gimnazială Pavel Savin, faza DALI. În conformitate cu prevederile ghidului de finanțare din 16 noiembrie 2020 a programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, aprobat prin ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor numărul 2057 din 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, partea 1. Hotărârii Guvernului numărul 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și hotărârii Guvernului numărul 925 din 1995 pentru aprobarea regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate cu modificările ulterioare. În baza dispozițiilor articolului 129 aliniatul 4 litera D, articolul 129 aliniatul 3 și articolul 196 aliniatul 1 litera A din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, propune aprobarea asigurării și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului Reabilitare termică și modernizare școală gimnazială Pavel Savin, aprobarea contractării finanțării Reabilitare termică și modernizare școală gimnazială Pavel Savin. Persoana desemnată să reprezinte solicitantul relația cu Autoritatea Administrației Fondului pentru Mediu este domnul Bibire Vasile, primar al Comunei Ungureni. Aprobarea asigurării și susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului Reabilitare tehnică și modernizare școală gimnazială Pavel Savin. Aprobarea documentației tehnico-economice Reabilitare termică și modernizare școală gimnazială Pavel Savin, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice. Aprobarea documentației plan de acțiune privind energia durabilă cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Ungureni prin compartimentul financiar contabil al primăriei Ungureni. Discuții referitor la acest punct? Dacă nu sunt, punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Următorul punct de pe ordinea de zi, tot doamna contabilă Alina. Proiect privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului de finanțare încheiat cu AFIR din data de 12 ianuarie 2018 cu 6 luni de la data de acord.
de la data de 12.09.2021 la data de 12.03.2022 pentru investiția înființarea sistemului de iluminat cu panouri solare fotovoltaice cu consum redus de energie în localitățile Bibirești Nord, Bibirești Sud, Cârlane și Botești, Comuna Ungureni, județul Bacău. Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile articolului 120 și articolul 121 aliniatul 1 și 2 din Constituția României, articolul 8 și 9 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, articolul 7 aliniatul 2 și articolul 166 din legea 287 din 2009 privind codul civil, articolul 20 și 21 din legea cadru a descentralizării numărul 195 din 2006, legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale. În conformitate cu cele precizate, notificarea FIR, OJ FIR Bacău numărul SLINA 796 din 28.06.2021, luând act de referatul de aprobare al primarului Comunei Ungureni în calitatea sa de inițiator, se constată necesitatea prelungirii termenului de execuție a contractului de finanțare încheiat cu AFIR pentru obiectivul de investiție mai sus menționat din data de 12.09.2018 cu 6 luni de la data de 12.09.2021 la data de 12.03.2022 pentru investiția iluminată cu panouri solare fotovoltaice cu consum redus de energie în localitățile Bibirești Nord, Bibirești Sud, Cârlane și Botești. Se propune aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractului cu 6 luni pentru obiectivul sus menționat. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Ungureni, județul Bacău. Mulțumesc. Discuții? Supunem la vot cine este pentru? Împotriva, abținem. Ultimul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din incinta Școlii Generale Gârlani, în vederea plasării unui echipament telecom, domnul Vici. Prin adresa numărul 190.521 din 19.05.2021, registrată la OAT Comuna Ungureni numărul 2974 din 14.06.2021, se solicită închirierea unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale Gârlane, în suprafață estimată de 4 metri pătrați, în vederea amplasării unui echipament telecom cu plata în regim păușal, consum estimat lunar 40 de kW. Discuție referitor la acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumim pentru participare. Ședința a luat sfârșit.